Votez pentru, împotrivă și mă abțin. Pentru înseamnă preluare. Trebuie să încercuiți opțiunea pe care o aveți. Poate să fie pentru, poate să fie împotrivă, poate să fie mă abțin. O încercuiți. Însemnând că pentru este pentru preluare? Da. Pentru e opții de pentru aprobare. Să-i transmite, rog frumos, ca să fii și tu primit bine la ascultatul. Nu ai fost primit de obicei. Nu sunt probleme de genul. Da. Nu de-a cucor cum se repartă în bine și așa de eu mizez pe inteligența locală. S-a omis o treabă foarte importantă. Nu s-a ales comisia de numărare a votului. Este dămul. Mai sunt? Până la miezul nopții se mai avem pe cineva cu împărțeam treaba. Părerea de număr, dacă sunt 16. Ia, hai. 16. Da? Mai sunt? Dacă sunt 16 în sala, nu ți-au fost. Cine a zis, a sunat prefectul el? Da. Nu, noi avem alt punct de vedere, nu ne mai interesează ce zic. Primul buletin, pentru. Pune-le pe căpere. Da. Al doilea buletin, pentru. Al treilea, pentru. Al patrulea, pentru. Și așa pe urmă. Al cincilea, votez, vă, pentru. Al șaselea, pentru. Al șaptelea, pentru. Al optelea, pentru. Al nouălea, pentru. Al zecelea, pentru. Al 11-lea pentru, al 12-lea pentru, al 13-lea pentru. Avem 2-3. Yes! Am văzut ce scrie, nu mai trebuie pentru. Să mai stau. Toate sunt pentru ce avem oameni simpli. Pentru. S-a terminat. Pentru. Felicitări! Yes! Felicitări! Bravo! Bravo! De să facă! Se poate să fii și responsabil. Ați auzit ce face doamna consilier? Vă așteaptă pe toți cu drag la spital. Nu, să dea Dumnezeu să n-ajungă nimeni la spital. Nu, dar doamna consilier... E prin lege, nu se va semna protocolul de preluare a spitalului. Domnul primar va semna protocolul de preluare a spitalului. Și atunci va trebui să dea o vere, domnul. Nu avem proiect de hotărâre, pare rău, domnul consilier. Neexistând proiect de hotărâre, v-ați făcut doar așa. Nu, inițierea am pus pe ordinea de zi. Știe Butoi ce are de făcut. Nu știe. Că e versat. Lăsați vrăjelile astea. Mai votăm o dată. Și de acum încolo votăm 200 de ori, că tot pentru este. Nu este proiect.